Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al doilea din testul 32 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de evaluare națională. La exercițiul întâi trebuie să desenăm un trapez dreptunghic, apoi să determinăm numerele de două cifre, care împărțite pe rând la 6 și la 15, dau de fiecare dată restul 5. Mai departe să aflăm lungimea traseului parcurs de automobil, la 4 să arătăm că A este 3 și că numărul N aparține intervalului indicat iar la 5 avem o expresie și trebuie să arătăm că e de A este pătratul unui număr natural par. Să începem cu exercițiul întâi. Să desenăm un trapez dreptunghic. Construim baza mare, perpendiculara, baza mică, latura neparalelă, facem notația corectă și mergem mai departe măsura unghiului B adă trebuie să fie de 90 de grade, asta înseamnă că A sigur va avea 90 de grade. Știm că bazele sunt AB și CD, asta înseamnă că aici va veni B, C și D. Mai departe, exercițiul al doilea. Determinați numerele naturale de două cifre. Asta înseamnă că putem să spunem fie AB numerele naturale de două cifre. Și avem AB Împărțit la 6 și ab împărțit la 15, ne dă un cât x și un cât y, să zicem, dar de fiecare dată restul 5. Și trebuie să aflăm ab. Acum, haideți să vedem cum rezolvăm problema. Mai scriu încă o dată. ab împărțit la 6 egal cu x rest 5. AB împărțit la 15 egal Y rest tot 5. Vă reamintesc teorema împărțirii cu rest. De împărțitul împărțit la împărțitor egal cât și rest, de aici rezultă întotdeauna, dar absolut întotdeauna, că de împărțitul este împărțitorul oricâtul plus restul. Nimic altceva, nicio altă nebunie, ci de împărțitul e împărțitorul oricâtul plus restul și foarte important, restul întotdeauna e mai mic decât împărțitorul. Acum, dacă aplicăm această teoremă de împărțitul este AB, va fi egal cu împărțitorul oricâtul plus restul, adică 5. Iar din a doua relație avem că AB este 15Y plus 5. Într-un clip trecut v-am prezentat problemele acestea cu rest. Dacă îl veți căuta în variantele trecute, cu siguranță veți găsi rezolvarea și explicațiile, unde vă spuneam că atunci când restul este la fel, se trece în partea stângă, lângă practic de împărțit, astfel încât membrul stâng să fie la fel și să vedem ce discuție facem în funcție de membrul drept. Îl trecem pe 5 cu operația de scădere și vom avea că AB minus 5 este 6X, iar AB minus 5 din a doua relație va fi 15Y. E foarte important să ajungem în membrul stâng să avem același lucru și în prima relație și în a doua relație. Din prima relație, pentru că AB-5 este de forma 6X, înseamnă de fapt că AB-5 este un multiplu de 6, iar din a doua, AB-5, observăm că de fapt va fi un multiplu de 15. Asta înseamnă că AB-5 va fi un multiplu comun dintre 15 și 6, pentru că el trebuie să fie simultan și multiplu de 15, dar și multiplu de 6. Și atunci, mai scriu încă o dată relația și trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun dintre 15 și 6. Pentru asta, trebuie să descompunem numerele, numerele în factori prim. Pe 15 îl putem descompune, îl putem împărți la 3, obținem 5, 5, 1. Asta înseamnă că 15 este 3 la 1 ori 5 la 1. Pe 6 îl împărțim la 3, 2, 2, 1. Asta înseamnă că avem 3 la 1 ori 2 la 1. De aici rezultă că cel mai mic multiplu comun pe care îl notăm cu paranteze pătrate dintre 15 și 6 va fi egal cu... Și acum luăm factorii comuni și necomuni la puterile cele mai mari. Și atunci noi observăm că 3 este singurul factor comun. Nu îl vom repeta, ci scriem o singură dată 3, ori 5, ori 2. Asta înseamnă că avem 15 ori 2, adică 30. Cu alte cuvinte, rezultă că ab-5 este de fapt multiplu de 30. Și haideți să scriem o parte din multipli de 30. Asta înseamnă că ab-5 aparține mulțimii. Primul multiplu de oricare număr e 0, pentru că se obține prin înmulțirea numărului cu 0. Apoi, următorul număr e 30 ori 1, adică 30, 30 ori 2 e 60, 30 ori 3 e 90, 30 ori 4, 120 și așa mai departe. Mulțimea multiplor este o mulțime infinită. Îl mutăm pe 5 cu operație de adunare și atunci avem faptul că AB aparține mulțimii 5, 35, 65, 95, 125. Însă, pentru că AB e un număr de două cifre, clar asta, dați să inserez o pagină, trebuie să scoatem de aici câteva valori. Mai scriu încă o dată ultima relație. AB aparține mulțimii 5, 35, 65, 95 și 125, dar pentru că AB e un număr de două cifre, înseamnă că el e între 10 și 99. Asta înseamnă că AB obligatoriu va lua doar valorile 35, 65 și 95. Mergem mai departe la următoarea problemă. Un automobil a parcurs un traseu în trei etape. În prima etapă a parcurs cu 20 km mai puțin decât 2 pe 3 din lungimea traseului. În a doua etapă a parcurs cu 15 km mai mult decât 3 pe 5 de rest, iar în ultima etapă restul de 65 de km. Determinați lungimea traseului parcurs de automobil. În primul rând, notăm cu T, să spunem, lungimea traseului. Și atunci avem, în prima etapă, am parcurs cu 20 km mai puțin decât 2 pe 3 din, adică ori, traseul. Adică avem 2 pe 3 din traseu minus 20, pentru că spune cu 20 km mai puțin. Apoi, în a doua etapă, avem cu 15 km mai mult decât 3 pe 5 din rest. Adică 3 pe 5 din rest plus 15 și în ultima etapă 65 de km. Să se afle lungimea traseului. Haideți să aducem la o formă mai bună tot ce avem pe aici și anume la a doua zi trebuie să mai lucrăm puțin, avem 3 pe 5 ori. Ce înseamnă restul? Înseamnă totalul, adică T, minus prima zi, pe care o avem mai sus, însă o să pun o paranteză pătrată pentru a nu greși la semne, aveam 2 pe 3 T, minus 20. În felul acesta, în paranteză, este strict prima zi, pentru că din total scad prima zi, și apoi acest plus 15. Haideți să scriem ecuația problemei și anume faptul că traseul este format din prima zi, a doua zi și a treia zi și să înlocuim pe o pagină separat și să sperăm că va da destul de frumos. Și avem așa, t egal cu prima zi era 2 pe 3 ori t minus 20 plus 3 pe 5 pe lângă t minus 2 pe 3 t minus 20, aveți foarte mare grijă să nu uitați de această paranteză, pentru că un semn, dacă l-am greșit, nu mai este plus 15, iar a treia zi era 65. Și acum, haideți să mai prelucrăm puțin. Pe acest îl scriem pe 1, la fel și pe acesta, și avem t egal cu 2t pe 3, pe minus 20 îl aducem aici la final pentru a-l calcula cu acele numere. Plus 3 pe 5 pe lângă T minus 2T pe 3 și acum e problema pentru că minus minus va, de fapt va fi plus 20 plus 15 plus 65 minus 20. Și atunci avem T egal cu 2T pe 3 plus 3 pe 5 aducem la același numitor. Și avem 3t pe 3 minus 2t pe 3 plus 20. 15 plus 65 este 80. 80 minus 20 va fi 60. Apoi avem t egal cu 2t pe 3 plus 3 pe 5. Pe lângă, efectuând scăderea, obținem t pe 3 plus 20 plus 60. Haideți să desfacem paranteza și vom avea t egal cu 2t pe 3 plus 3 pe 5 ori tp 3 plus 3 pe 5 ori 20 pe 1 plus 60. Asta înseamnă că t este egal cu 2t pe 3 plus, simplificând, rămânem cu t pe 5 plus Simplificăm 20 cu 5 și rămânem cu 4, adică 3 ori 4 care înseamnă 12 plus 60. Și atunci, toate fracțiile care îl conțin pe T le mutăm în partea stângă, astfel încât avem T minus 2T pe 3 minus T pe 5 egal cu 80, 72. Și atunci, aducem la același numitor. Numitorul comun este 15. Amplificăm cu 5 cu 5 și cu 3. Asta înseamnă că avem 15T supra 15 minus 10T supra 15 minus 3T supra 15 egal cu 72. Și atunci 15T minus 10T înseamnă 5T, iar 5T minus 3T înseamnă 2T supra 15 egal cu 72. Îl ducem pe 15 cu operația de înmulțire și obținem că 2t este 72 ori 15, însă nu facem această înmulțire. Îl ducem pe 2 cu operația de împărțire și avem t egal cu 72 ori 15 pe 2. Simplificând, rămânem cu 36. Să înseamnă că t este 36 ori 15, iar 36 ori 15 înseamnă 360 plus 180. 0, 5, 1, e 4 și aici vine 5. 540 de kilometri. Mergem mai departe la 4. Se consideră numerele a egal cu radical din 3 pe lângă 4 radical din 2 plus 3 radical din 3 minus 2 pe lângă radical din 24 plus 3 iar B este modul de 5 minus 3 radical din 3 plus 2 pe lângă 3 pe 2 minus radical din 3 pe 2 plus radical din 12 pe radical din 3. Punctul A, arătați că A e 3, apoi arătați că N, care este de forma A plus B pe 2, aparține intervalului 3, 2 radical din 3. Să începem cu A, să-l aducem la o formă mult, mult, mult mai bună. Și avem așa A egal cu. Pentru că nu putem să efectuăm acel calcul în paranteză, vom desface paranteza prin înmulțire. Asta înseamnă că avem prima dată 4 radical din 6 plus 3 radical din 9, practic. Pentru că radical din 3, radical din 3, înseamnă radical din 9, minus, desfacem și aici paranteza, și avem 2 radical din 24 minus cu plus înseamnă minus 6. Și atunci A egal cu 4 radical din 6 plus 3 ori. Radical din 9 e în mod clar 3. Minus 2 ori, pe 24 îl descompunem. Avem 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Și avem 2 radical din 6, minus 6. Asta înseamnă că A este 4 radical din 6 plus 9 minus 4 radical din 6 minus 6. Din fericire scăpăm de acesta. Și atunci rămânem cu 9 minus 6. Asta înseamnă că într-adevăr aul nostru este 3. Mergem mai departe să-l aflăm și pe B. B egal cu... Prima dată observăm că ne lovim de un modul. Pentru a vedea semnul modulului, haideți să-l comparăm pe 5 cu 3 radical din 3. Le introducem sub radical prin ridicare la puterea 2. Asta înseamnă că în stânga avem radical din 5 la 2, adică radical din 25, iar în dreapta avem 3 la a doua ori 3, adică 9 ori 3 și anume 27. Și se observă că 5 e mai mic decât 3 radical din 3. Asta înseamnă că dacă îl mutăm cu scădere, 5 minus 3 radical din 3 e mai mic decât 0. Cu alte cuvinte, ce avem în cantitatea modulului este negativ. Asta înseamnă că modul de 5 minus 3 radical din 3 se va transforma de fapt în opusul cantității, adică minus 5 minus 3 radical din 3. Desfăcând paranteza, observăm că obținem minus 5 plus 3 radical din 3 și am scăpat de modul. Și atunci avem b egal cu minus 5 plus 3 radical din 3. Haideți să desfacem această paranteză și avem plus 2 pe 1 ori 3 pe 2 minus 2 pe 1 ori radical din 3 pe 2 plus, pentru că linia de fracție este împărțire, noi putem să facem această împărțire. Radical din 12 împărți la radical din 3 nu e nimic altceva decât radical din 4. Și atunci, b egal cu minus 5 plus 3 radical din 3, plus simplificăm și rămânem cu 3, simplificăm și rămânem cu radical din 3 și cu radical din 4 care e 2. Asta înseamnă că putem să mai facem câteva calcule. Minus 5 plus 3 este minus 2, iar minus 2 plus 2 este 0. Cu alte cuvinte, acestea se reduc și ne rămâne 3 radical din 3 minus radical din 3, care înseamnă 2 radical din 3. Haideți să calculăm acum pe n, pentru că ni se cerea un n aici. n era a plus b pe 2. Asta înseamnă că n este 3 plus 2 radical din 3 supra 2. Bun, avem mai multe variante prin care am putea să justificăm faptul că acest număr se află în intervalul 3 2 radical din 3. Observăm că n este de fapt media aritmetică dintre aceste două numere, și noi știm că dacă a e mai mic decât b, atunci media aritmetică dintre a și b este între a și b. Poate fi și egală. Putem să justificăm în felul acesta, însă nu o să merg pe ideea aceasta pentru că mulți poate nu știți acest lucru și o să merg pur și simplu pe ideea de a demonstra că numărul nostru aparține acestui interval. Acum, dacă eu știu că un număr x se află în intervalul ab, Asta înseamnă de fapt că x e mai mare decât a, dar mai mic decât b. Pe asta vom merge noi, pe a scrie această inegalitate. Și atunci pe noi ne interesează să vedem dacă n e mai mare decât 3, dar mai mic decât 2 radical din 3. Haideți să-l înlocuim pe n și avem 3 mai mic decât 3 plus 2 radical din 3, mai mic decât 2 radical din 3. Înmulțind cu 2 vom obține 6 mai mic decât 3 plus 2 radical din 3 mai mic decât 4 radical din 3. Acum putem să-l scădem pe 3, dar nu știu dacă ne ajută foarte mult. Sper să nu fie singura idee cea cu media aritmetică. Eu încă sper să dea mai frumos. Iar în dreapta avem 4 radical din 3 minus 3. Haideți să vedem dacă inegalitatea din stânga este demonstrată. Să le introducem sub radical și mai apoi ne ocupăm de membrul drept mergem cu membrul stâng, practic. Haideți să mergem de la bun început pe relații diferite. Adică prima dată să demonstrăm că 6 plus 3, 6 e mai mic decât 3 plus 2 radical din 3 și apoi în dreapta să arătăm că 3 plus 2 radical din 3 e mai mic decât 4 radical din 3. Poate e mai ușor așa și mai simplu pentru voi. Și acum de aici îl scădem pe 3 și atunci avem 3 mai mic decât 2 radical din 3, introducem sub radical, în stânga radical din 3 la 2 înseamnă radical din 9, mai mic decât când îl băgăm pe 2 sub radical, vine radical din 2 la 2, adică 4, ori 3, 12 și atunci această relație observăm că este adevărată. Mergem aici și observăm că nu mai putem să-l mai scădem pe 3 pentru că în dreapta nu se mai poate efectua acel calcul. Și atunci îl scădem pe 2 radical din 3, în stânga rămânem cu 3, iar în dreapta avem 2 radical din 3. Ceea ce înseamnă că le introducem și aici sub radical și obținem radical din nou mai mic decât radical din 12 este și aceasta o relație adevărată. Notăm, notăm această relație cu 1, iar pe aceasta cu 2 vom spune că din 1 și 2 rezultă că numărul N aparține intervalului 3, 2 radical din 3. Acum avem exercițiul 5. E de x este egală cu X plus 4 totul la 2, minus 3 pe lângă X plus 4, minus 1 pe lângă x la 5, nu, x la 5 x la 2 plus 5 x, minus 3 plus 9, unde x este un număr real. Arătați că oricare ar fi A un număr natural, E de A este pătratul unui număr natural par. Atunci noi trebuie să arătăm de fapt că în expresie obținem și un pătrat perfect, dar să vedem că pătratul respectiv este și un număr par. Și atunci, haideți să aducem expresia la o formă mai bună. Cu siguranță există multe variante prin care putem să ajungem la răspuns, însă cred că varianta cea mai simplă pe care am putea o aborda acum este să desfacem paranteza în prima paranteză și avem x la a doua Plus 2 ori x ori 4, plus 4 la a doua. Desfacem și această paranteză prin înmulțire. Minus 3x, minus 12, minus 1. Iar pe a doua o copiem, nu facem nimic altceva aici. Și atunci ce de x este x la a doua, plus 8x, plus 16, minus 3x, minus 12, minus 1. Pe lângă x pătrat plus 5x minus 3 plus 9. Sperăm să dea ceva frumos. Pe x la a doua îl păstrăm, apoi 8x minus 3x înseamnă 5x și începe să semene cu a doua paranteză, ceea ce e foarte important. Apoi avem plus 16 minus 12 înseamnă 4, iar 4 minus 1 înseamnă plus 3. Pe arată super bine, nu bine. Ia uitați-vă, de fapt n-am obținut o formulă. Avem primii doi termeni care sunt la fel, minus acesta și cu plus. Practic e o formulă, dacă stăm să ne gândim, de tipul A plus B pe lângă A minus B, care e A la a doua, minus B la a doua. Haideți să aplicăm această formulă. Și atunci avem că E de X este, stați să schimb culoarea. paranteza roșie la a doua, pentru că nu o să o scriem sub altă formă decât în felul acesta. Nu o să o scriem sub o altă formă decât în felul acesta. x la a doua plus 5x totul la a doua minus 3 la a doua și l aveam și pe 9. Și atunci obținem că e de x este x la a doua plus 5x totul la a doua minus 9 plus 9 și am scăpat de 9. Asta înseamnă că e de x este x la a doua plus 5x totul la a doua. Partea bună este că am obținut un pătrat perfect, însă nu știm neapărat dacă este și un număr par. Atunci trebuie să mai lucrăm puțin la forma ei. Observăm că în paranteză putem să-l dăm factor comun pe x și vom avea x pe lângă x plus 5 totul la a doua. Asta înseamnă că avem e de x egal cu, distribuind puterea, obținem x la a doua, de fapt, cred că putem să lăsăm așa. X pe lângă X plus 5 totul la 2. Ne putem da seama de paritate din forma aceasta. Și acum, EDA, pentru că noi trebuia să discutăm despre un EDA, de înseamnă A pe lângă A plus 5 totul la 2. Este un pătrat perfect, trebuie doar să mai arătăm că este și un număr natural par. Cu alte cuvinte, vrem să arătăm că A pe lângă A plus 5 e un număr par. Haideți să vedem când se întâmplă asta. Pe dacă noi considerăm că ar fi un număr par, atunci A plus 5 automat este un număr impar. Ceea ce înseamnă că produsul dintre un număr par și un număr impar este întotdeauna un număr par. Dar haideți să scriem mai frumos. Dacă noi considerăm că A este un număr par, înseamnă că el se divide cu 2. Asta înseamnă că A plus 5 nu se divide cu 2 adică e, e un număr impar. De unde rezultă că produsul dintre A și A plus 5 e divizibil cu 2, pentru că așa cum am spus, produsul dintre un număr par și un număr impar se divide cu 2, de unde rezultă că E de A e divizibil cu 2. Dacă A ar fi un număr nedivizibil cu 2, adică A-ul să fie de data asta un număr impar, în momentul în care la un număr impar adunăm 5, el devine un număr par. Asta înseamnă că A plus 5 e numărul aici va divizibil cu 2, a plus 5 e divizibil cu 2, de aceea produsul e divizibil cu 2, de unde rezultă că E de A e divizibil cu 2. Din asta rezultă că E de A e divizibil cu 2, oricare ar fi A număr natural. Dar E de A este de forma A pe lângă a plus 5 totul la a doua, asta înseamnă că el este un pătrat perfect. De, din asta două rezultă că EDA este pătratul unui număr natural par.